Bună ziua, bună seara, nu știu cum să zic. Și mulțumesc că ești de public speaking, pentru că eu, sincer, nu cred că sunt un public speaker bun. Mi-e un pic frică în momentul ăsta și am emoții. Și, în general, am emoții când e să vorbesc în public, prefer să cânt, dar mai greu să țin o prezentare cântată. Mă numesc Rareș Mandorache. Am acest business de care a zis mai devreme cu tineri. Și cumva de mic cred în magie și nu mă refer la trucuri magice sau la scaunătorii făcute pentru spectacol, ci la magia care are loc atunci când o comunitate de tineri ca aceasta, de oameni ca aceasta, au aceeași viziune despre lume. Mai exact, magia care te face este să te întrebi dacă Universul îți oferă exact ceea ce ai nevoie la momentul potrivit. Călătoria mea în domeniul antreprenoriatului a început acum 3 ani de zile, când am fost intern în cadrul unui business care se numește Fabrica de Experimente și care ajută copiii să învețe fizica și chimia aplicat prin intermediul unor experimente distractive și interactive. La prima vedere nu mi s-a părut ceva wow, dar când m-am uitat mai de aproape am înțeles cât de mare poate fi impactul unui simplu experiment în viața unui tânăr, care în zilele de astăzi își petrece majoritatea timpului pe telefon sau pe tabletă. Acel moment mi-a deschis ochii și m-a făcut să înțeleg cât de importantă este implicarea mea activă în dezvoltarea lumii. Ca să înțelegeți și contextul, în acea perioadă eram în clasa 11-a și cumva fiecare zi de liceu mi se părea la fel, simțeam cum fiecare zi tot ce e uman în mine se pierde ușor, ușor. Simțeam cum mă duc în fiecare zi într-o clădire unde stau în bancă, sunt nevoit să-mi ascult profesorii zicându-mi niște informații pe care după aia trebuia să o folosesc în teme și fiecare zi era cam la fel. Nu mai vedeam plăcere în a mă duce la școală în afara pauzelor unde stăteam cu colegii și vorbeam subiecte care nouă mi se păreau relevante sau importante. Gândiți-vă la ce vă trece prin minte atunci când spun liceu? Se spune că este cea mai frumoasă perioadă din viață, perioada în care te simți cel mai liber, simți că poți muta munții din loc și orice este posibil. Nu pot spune că pentru mine nu a fost așa, dar cumva școala devenise în acel moment o frustrare și antreprenoriatul a devenit pentru mine un refugiu, o activitate care m-a conectat din nou cu lumea reală, mi-a dat energie și mă făcea să mă trezesc cu plăcere dimineața. Din acest motiv am creat Think Tank, un proiect care ajută tinerii de liceu să fie mai aproape de viața reală și ajută să-și dezvolte abilitățile viitorului, cum ar fi creativitatea, gândirea critică, leadership-ul și totodată ajută companiile să înțeleagă diferențele dintre generații, să adapteze mult mai ușor schimbărilor dintre ele. Ideea a plecat de la conceptul de think tank, care înseamnă în teorie o comunitate de oameni care se formează și care vine cu soluții inovatoare la problemele societății pe diferite domenii. La momentul de față, suntem aproximativ 20 de tineri din licee diferite, cu pasiuni diferite și de vârste diferite. Și de ce pun atât de mult accent pe cuvântul diferit? Pentru că procesul creativ în sine constă în alăturarea unor concepte și idei care la prima vedere nu au ceva în comun, dar care împreună creează ceva inedit. Și pentru că vorbeam de creativitate, împreună cu co-founderul meu, Alex, am creat acum ceva vreme o piesă. Este o piesă rap pe care aș vrea să o împărtășesc acum cu voi. Prezintă viziunea noastră a tinerilor despre educație și totodată de ceul din spatele Tintec. E o avantpremieră. Așa vreau eu soar, vreau să fiu
pe care cunoscute abilități considerate de sistem necunoscute. Sunt om de echipă, sunt spirit creativ. Vreau să fiu capabil să-mi scriu propriul meu film narrativ. Să învăț din experiență, să modelez viitorul. Să fac primul pas pe stele fără să-mi sugesc piciorul. O mână de tine poate fi o provocare. O mie de idei pe minut de la fiecare. Unde mai văzut așa experiență de învățare? Ridică-te din pat și hai să facem o schimbare. O mână de tine poate fi o provocare. O mie de idei pe minut de la fiecare. Unde mai văzut așa experiență de învățare? Ridică-te din pat și hai să facem o schimbare. Faci cu profesorul se transformă în casetofoane. Când învățarea n-are nicio provocare. Asta și ne-am gândit, am găsit o rezolvare. Fiind tineri pentru noi nicio problemă nu-i prea mare. Și avem procese în spate ce ne fac să umple voi. Și nu au ei probleme câte soluții avem noi. Magia constă în faptul că ne adunăm vreo șapte. De creativitate pentru a livra calitate. Învățăm și evoluăm, însă cea mai bună parte e că modelăm mediul business din care vom lua parte. Companii, asociații, startup-uri și radio-uri, echipe, proiecte neînscunde și studio-uri. Ne creăm idei, outside the box și voi. Și nu au ei probleme câte soluții avem noi. De tine poate fi o provocare. O mie de idei pe minut de la fiecare. Unde mai văzut așa experiență de învățare? Ridică-te din pat și hai să facem o schimbare. O mână de tine poate fi o provocare. O mie de idei pe minut de la fiecare. Unde mai văzut așa experiență de învățare? Ridică-te din pat și hai să facem o schimbare. Cum vi se pare? Versurile sunt scrise de Alex, melodia e scrisă, e compusă de un prieten de-al nostru. Suntem destul de mândri de ea. În cei 2 ani de activitate am reușit să aducem perspectiva tinerilor și ideile tinerilor în corporații din domeniul telecom, din domeniul IT, chiar și pentru o firmă de printare 3D și pentru un radio. Practic, ce învăț pe tineri este să folosească un proces de design thinking care să-i ajute să învețe cum să se pună în papucii clienților și să vină cu soluții cât mai adaptate la nevoile lor. Și pentru că fac parte din generația Z, aș vrea să vă povestesc mai multe despre noi. Se spune că suntem generația care a crescut cu tehnologia în brațe, la propriu. Se mai spune despre noi că nu apreciem atât de mult ceea ce avem, că nu mai suntem atât de conectați și în relațiile interumane sau că căutăm mereu recompense pentru orice acțiune întreprindem. Și nu pot spune că nu sunt neapărat, nu sunt adevărat aceste descrieri, dar nu cred că reprezintă adevărul absolut despre generația mea. Ce cred eu că ne reprezintă cu adevărat este dorința aprinsă de a contribui activ în societate. Și 2 exemple reprezentative în acest sens pe care aș vrea să vi le prezint ar fi mișcarea Youth Strike for Climate, care a plecat de la o tânără, Greta Thunberg, de 16 ani, care a primit chiar și o nominalizare Nobel pentru pace, și mișcarea March for Our Lives, o mișcare plecată în Statele Unite după un atac armat dintr-un liceu din Parkland, Florida. Aceste mișcări au în comun, practic, o masă foarte mare de oameni, milioane de tineri, care luptă pentru același scop, acela de a face atât mediul corporate cât și autoritățile să înțeleagă că numai făcând o schimbare putem ajuta lumea să fie o lume mai bună. Și de ce spun asta? Pentru că în acest context, numai în România, generația Z reprezintă 20% din populație și aproximativ 500.000 de tineri trec în fiecare an în piața muncii. Și cu toate acestea, sistemul nostru educațional de stat nu este deloc adaptat nevoilor noastre. De multe ori suntem nevoiți să memorăm informații care de multe ori nu se mai aplică sau nu mai este deloc la zi, nu este updated. Și de aceea sunt aici în fața dumneavoastră pentru a vă
vă transmite mesajul că numai împreună putem face o schimbare. Iar visul meu este să ajut ca acest proces de comunicare între generații și de schimbarea lumii să aibă loc. Și cred că numai împreună putem face acest lucru să fie posibil. Mulțumesc!